Astăzi a avut loc prima ședință de Consiliu Județean după ce președintele acestei instituții a ales să plece din tabăra liberalilor în favoarea socialdemocraților. Și alți consilieri PNL și PDL au ales să îl urmeze pe șeful mini-parlamentului județean, astfel că majoritatea este deținută acum doar de PSD, care acție la ultimele mutări de pe scena politică buzoiană, aleșii PDL și PPDD au votat împotrivă la toate proiectele supuse atenției la ședința de astăzi, iar cei trei consilieri PNL s-au abținut. Această atitudine nu i-a asigurat conducerii Consiliului Județean aprobarea a două proiecte pentru care ar fi fost necesar votul favorabil din partea a două treimi din reprezentanții forului buzoian. Prin urmare, două proiecte au picat. În primul rând a fost vorba despre darea în administrare a imobilelor aflate până acum în proces de modernizare către Muzeul Județean, Teatrul George Ciprian și Centrul Județean pentru Cultură și Artă Buzău. Președintele Consiliului Județean, Cristi Băgiu, a ținut să le atragă atenția consilierilor din opoziție că prin atitudinea lor, cele trei instituții importante nu își vor putea relua activitatea cât de curând. Bănuiesc că știți că ați votat împotriva punerii funcțiunii a muzeului și să poată funcționa teatrul, muzeul, centrul de cultură într-o clădire renovată pentru un proiect pe fonduri europene. Asta nu are legătură absolut deloc cu politica, este o problemă strict de funcționalitate și de administrație locală. Punctul 12. Poate ne dau și soluția, să demolăm muzeul. Haideți să trecem la următorul punct. Al doilea proiect care a picat astăzi a fost legat de punerea la dispoziția unui teren pentru realizarea unei stații de tratare a apei potabile la Săpoca, investiție ce ar deservi mai multe comune de pe Valea Slănicului. Dacă aleșii PDL au fost tranșanți ca de obicei prin voturile contra, reprezentanții PNL pentru prima dată în opoziție în Consiliul Județean și-au motivat abținerile ca un răspuns față de mutările politice provocate în ultima perioadă de PSD. Am ținut la toate hotărârile anterioare, dar forma de protest pentru ultimele evoluții politice, toți a discutat de politică, la nivelul județului Buzău. Noi, consilierii PNL, considerăm că prin abuz de putere, PSD-ul încearcă să-și creeze un avantaj nemeritat pentru alegerile prezidențiale. Cu toate acestea, liberalii au votat o singură dată în favoarea unui proiect, cel referitor la o operațiune cadastrală cu un teren din apropierea Spitalului Județean pentru a putea fi pus în practică un proiect amplu de modernizare cu fonduri europene a celei mai mari unități spitalicești din județul Buzău. Înainte de vot, aleșii PNL și-au explicat opțiunea. Următorul punct pe ordinea de zi, după cum nostru de vedere, un proiect vital și consilier liberal îl vor vota pentru că respectăm buzoienii, cei care ne-au trimis aici. Vreau să atrag atenția însă că acesta nu este un vot pentru PSD, nici pentru persoana președintelui Consiliului Județean, care a ales să-și trădeze propriul partid și electoratul care l-a trimis aici. Votul nostru este astăzi pentru a ne respecta jurământul dat în fața locuitorilor județului Buzău. Mi-aș fi dorit să fie existat un jurământ și în interiorul partidului pentru echipă și pentru electoratul care v-a trimis aici. Vă mulțumesc! Deci punctul 12. Cine este pentru? Firavele aplauze din partea colegilor PDL din opoziție au fost continuate cu aceleași voturi contra și abțineri până la ultimul proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Astfel, la primul test după trecerea în barca PSD, președintele Consiliului Județean se vede nevoit să mai convingă cel puțin un consilier să intre în tabăra socialdemocraților pentru a avea o majoritate ce i-ar asigura și aprobarea proiectelor ce țin de patrimoniul instituției. Surse din rândul aleșilor județeni ne-au precizat că până la ședința următoare, PSD va reuși atragerea cel puțin a unui consilier, cel mai probabil de la PDL.